Până atunci însă discutăm, Alex, și despre ponturi, pariuri speciale din fotbal. Cu cine ar semna Erling Braut Haaland înainte de 1 septembrie 2020, care ar fi următoarea lui destinație. Dacă va mai semna cu vreo altă echipă, vedem cotele aici: Real Madrid 3,75, Barcelona cotă 8,50, Man United cotă 11, Liverpool cotă 13 și PSG cotă 15. Totuși, Alex, mi-e greu să cred că Haaland ar putea să plece de la Borussia Dortmund după nicio jumătate de sezon, practic. Exact cum spui tu, Bogdan, Borussia Dortmund totuși nu e Mainz sau Bochum, adică nu poți să vii să iei chiar așa jucătorii, chiar și plătind niște sume considerabile și lăsând la o parte și glumele care se fac că, pe marginea faptului că Bayern München cam transferă toate vedetele și văzusem pe internet chiar și varianta asta că Bayern într-un an sau doi îl ia pe Haaland și să vezi ce treabă o să facă cu el. Eu din ce am citit am văzut că Haaland ar fi mai aproape de Anglia, de Premier League. Mi se pare că e un campionat care îi se potrivește și acea cotă de 11 pentru Manchester United ca viitoarea destinație a norvegianului este foarte interesantă. Cine are niște mărunțiși prin cont și vrea să încerce un pariu de genul acesta, foarte, foarte interesant ar fi de încercat. United ar vrea să ofere ceva de genul la 75 de milioane de lire sterline pentru Haaland și, sincer să fiu, este un transfer care are sens. Haaland ar fi tipul de jucător de care are United nevoie, iar atacantul are și o relație deja cu managerul United, da? Ole Gunnar Solskjaer. Ei doi nu numai că sunt norvegieni, dar au lucrat împreună la Molde și am văzut un interviu recent cu Haaland în care vorbea despre metodele lui Solskjaer și de modul în care Solskjaer l-a învățat niște lucruri, ai spune, elementare, dar care i-au servit foarte, foarte mult atacantului de la Dortmund. Și având în vedere relația dintre cei doi, dacă ar fi să se aleagă sau dacă ar fi ca Haaland să fie pus în fața unei alegeri, Manchester United are un avantaj foarte important în opțiunea personală a jucătorului. Da, uite, ne scrie aici Alexandru legat de pontul pe care l-am dat mai devreme la basket, că s-au inversat cumva cotele. Bank of Taiwan are acum 1,73 și Pauian Arcilan ar avea 1,95. Da, iată că urmăritorii noștri chiar sunt pariori cu experiență. Cu răiți, da. Cu know-how, pentru că trebuie să urmărești aceste mișcări de cote. E clar că pe piața online se pariază într-o anumită direcție, poate contrar a ceea ce credem noi. Cotele sunt cumva apropiate, tot ce este pe undeva în jurul bornei de 2 ne lasă să ne încercăm șansa cu oricare dintre echipe. Dar în cazul de față, fiind și un meci echilibrat, cine nu vrea să riște o victorie a lui Pauian, cred că poate să meargă pe varianta punctelor înscrise în meci. Da, și tot Mădăline spunea că la Pauian ar fi ajuns cota chiar 2,03 în momentul de față. Deci, eu le văd acum că sunt 1,93. Poate, depinde și de casa de pariuri, ce-i drept, dar oricum e un semnal în acest sens. Poate au fost multe pariuri pe cei de la Pauian de dimineață până acum sau cine știe. Și acum se echilibrează, da, e posibil să fie și asta. Oricum văd că linia de puncte e destul de jos, 172,5. Merge încercat un pariu peste aici. Dacă ambele echipe joacă bine, ar trebui să dea lejer 80 de puncte de fiecare parte. Și apoi, pe final, cu niște faulturi, cu câteva aruncări norocoase, cred că sărim și de linia aceasta. Da, uite, ne mai scrie aici Cosmin, i-ar trebui lui Bayern un înlocuitor lui Lewandowski, dar mai este până atunci, pentru că Lewandowski era într-o formă extraordinară.